Că pentru mine nu poți te rogi, pentru n-ai cum. Numai dacă e la pat bolnav te rogi, numai dacă este prin pușcărie sau în spital, poți te rogi. Dar dacă el nu vrea să meargă, te rogi pentru leneș, pentru diavol, care ăsta să nu consideră un diavol. Da. Altceva, eu sunt trimis de Dumnezeu să fac, să tai în plin, să nu fie rușine de nimeni, să nu zic, iată, de ăsta că nu știu ce, sau ăsta că a dat mai mult, sau de ăsta a dat mai puțin, sau știu eu ce socotește oamenii. Pe toți îi iubesc, și un țigan, și un cerșitor, și pe toți îi iubesc. Da? Dacă ați face ce am zis eu, mai bine v-aș avea soripile astea ale mele. Ați înțeles? Mai soripile așa. Pentru mine, zice preoții, pentru mine, uitați-vă, e deștul ăsta mic. Pentru mine, preoții. Dacă pricepeți ce am zis. Numai cel care face, m-a venit Mihai de la Vâlcea și a zis, am venit să mă spovedești. Câtă credință a avut. Nimic nu plec până nu mă spovedești. Că am văzut puterea. Și ce să faci cu oștelanți? Eu trebuie, nu vedeți că eu sunt slugă la o biserică, ați văzut? Faci slugă. Dacă voi strigați acum, mă duc și vă dă niște apă și vă spăl pe tot, pe picioare, pe față. Spăteți. Ce? E copiii mei. Așa și cu asta. Nu ajut, nu ajut nici pe preotul, nici pe alții. Însuși ajut casa Domnului. Nu fac eu. De-aia vă spun asta. Da. Mai departe, spune femeia, că ziceai că ai de mai de spus. Că mai e o femeie care a venit acum. Da, eu... Ia să spui tu ce lucru ai tu. Tata Ion, haide să vă dau scaunul cu stăță aici, în față. Da, stați acolo, vine acolo, face mea, la mijloc. Aici, mai sus, aici, mai sus, aici, mai sus. Ia, spune tu ce lucru ai tu. Pentru credința am venit, să întăresc credința, să mă rog. Ai mai fost pe aici? N-am mai fost pe aici. Și uite, o să vin iar. Și atunci, dacă tu zici asta, că întărești credința, când noi venim, când ne veni a doua oară, să vedem mai credință. Bine. Ai copii? Am. Mergi la biserică? Nu prea. Auzi, nu prea? Deloc? Nu prea. Nu prea deloc? Nu prea vreau să meargă. Și eu vreau să meargă, dar nu prea vreau. Ai bărbat? Da, am. Merge? Al doilea, primul mi-a murit și am al doilea. Și el merge la biserică, noi mergem la biserică. A avut femeie? Ce a avut? A murit soția lui, soțul meu a murit. Și atunci îți spun ție ceva. Da. Tu știi ce alea verde? Verde? Verde. La care-i zbor. Atunci nu fie pe jos. Da, da. E pe zbor. Da. Știi ce alea verde? Știi ce-i verde, da? Auzi, berzele astea, știi că e albe și cu negru pe ele, nu? Da, da. L-ai văzut. Și iau zile când moare bărbatul sau bărzoiul sau barza, ele se fac negri. Ține un doliu, nu, să mai, așa rămâne. Da. Nu mai și altul bărzoi. Nu mai și altă bani. Oare să fim noi mai presus? Păi, dar de ce am mai luat altul bărzoi? Eram cu copii mici și eram 28 de ani, aveam... Dar de ce ai luat bărzoi, te-am întrebat? Să nu fiu singură. Să putem crește copiii mai de bine, de împreună. Da. Vedeți cât e omul mai presus decât... Păsele-i mai presus decât noi. Da. Ele nu mai trebuie, sau cu costârcul, nu-i mai trebuie alt bărbat, altul bărzoi. Nu-i mai trebuie altă barză. Dar noi, gata, a murit bărbatul, era o femeie chiar după la București.
Îi murise bărbatul, făcuse vreo jumătate și m-a pomenit cu ea pe aici. Dar Ioane, știi ceva? M-am recăsătorit. Unde vă ce-ți mă? Pe la gardă. Unde? La gardă. La gardă. Da. A, zice... M-am recăsătorit. Și copiii ce zice? A, le place și la copii, că bărbatul a murit. Mai ți-e dor de bărbat? A, nu, mai e. S-a dus. Cu să se uite pe ăsta, nu ai văzut? Avea două fată și un băiat. A terminat cu bărbatul, nu? Mai copii, noi trebuie să ducem un doliu până la sfârșitul nostru. Dă copilul nostru, dă bărbatul nostru, dă soția noastră. Noi dăm dosul, luăm alt bărbat imediat. Noi dăm altă soție. Nu v-am zis alții sau unii aici în sat, în noaptea de Paști s-au înturat, nu acum 30 de ani în urmă. În noaptea de Paști s-au înturat. Și a mers poate o lună, două, ea a murit. El a nebunit. Umbla dăscul, cu capul gol, despuiat, cum s-a aflat. Nebuniți. Ai văzut ce i-a făcut Dumnezeu? Lumea mergea la biserică să împărtășeau sau să închinau și el ce zice, mă sur noaptea de Paști, nu mai avea timp, măcar o săptămână. Vedeți cât e dragostea de Dumnezeu? Nu, s-a vrut să creadă în Dumnezeu. Și vezi ce le-a făcut Dumnezeu? Așa și cu lucrurile astea. Căutați în așa fel și întorceți-vă. Uite, întrebăm bărbatul cel din capul mers de acolo, pe... De ce a sosit aici? Eu am venit cu mama. Mama e lângă copac acolo. Care e mama? Eu. Dar am venit mai mult așa, sincer. Ești căsătorit? Nu. De ce ai venit tu? Din curiozitate mai mult. Ai văzut? Ați văzut? Hai mă, să-l văd și eu cine nebun e ăla. Tu ai zis asta, nu? Nu, deci nu așa. Dar mai avea atâta să zici. Deci n-am avut posibilitatea, adică ai fost duminică la biserică? Poftiți? Ai fost duminică la biserică? Nu. Astăzi ai fost? Astăzi, da. Ce sărbătoare e azi? Constantin și Elena. Da, duminica a treia urmă ai fost? La biserică. Duminica a treia, în urmă, adică de Paști? Nu, în urmă, că nu a sosit Paște, mai e. Nu, n-am fost. Da, de duminica a tomei ai fost? Dar nici nu știu când e. Cum? După Paște? După Paște. Nu știu, n-am fost, n-am cum? Fost. N-am. De ce are rost să zic că am fost, dacă n-am fost? Dar de ce nu te duci? A, tu ai cruce cu tine? Dacă am cruce? Da. Nu, eu asta nu înțeleg ce vrei să spun. Da, ai sau n-ai? Adică cruce la ce vă referiți? La... Eu am zis să ai cruce cu tine. Dacă port cruce sau asta? Ce spuse femeia ție? Ce ai spus? Nu înțeles. Cum? A, dacă... Da. O ai? Da. Ai zis tu tatăl nostru ieri? Păi vine, unii credința. Uite, întrebă și pe tine, ai zis tatăl nostru ieri? Da. Da, la altă. Da. Fiecare ai... dimineață și seara ducem, până a fost, m-am spus, într-un necaz extraordinar. Până a fost mort. Ai fost mort și acum e ziul. Am venit să vă... Da. Prin intermediul... Auzi, băiatul ăla nu știe să zică tatăl nostru, știi? Cum? Știu. Dacă știe, îi spune. Spune în toate zile. Pentru ce îl ții? Ascuns? Îl ții în buzunar? Trebuie să-l declar. Să zici tatăl nostru că da, e pus. Alo?
trebuie să declar pe fiecare zi, cel puțin de două ori sau de trei ori, Tatăl nostru. Ai zis de trei ori pe zi? De câte ori ai sărutat tu ca un băiat tânăr pe Domnul Iisus Hristos ieri? Deci vezi? Tu l-ai sărutat? Tu l-ai sărutat ieri? Cum? Măi copii, auzi, așa e de petricios Dumnezeu, să-L sărutăm și de 10 ori pe zi. De 10 ori pe zi te-ai închinat, uite, l-avem la rând. Uitați-vă voi cât s-a supus, ia uite, nu mai poate să ducă crucea aia, a căzut jos. Oare crezi că putea să o ducă sau nu putea? Putea. Putea, dar el a făcut să vadă cine-i dă ajutor și lui. Cine are milă? Ce să mă întoarce la el? Păi noi nu ne întoarcem. Noi am fugit și l-am lăsat singur. De-aia vă spun asta vouă. L-am lăsat singur. Cine a mai rămas? Două femei, trei și cu maica Domnului. Și țipa când îl vedea pe cruce, și țipa când îi bătea cuii, și țipa. Nimeni nu se uita, nici un bărbat nu era, se dea ajutor. Și iată, a înviat a treia zi, s-au temut și se teme și în ziua de astăzi, el de frica lui. Că zice câte unii, poate mai fi ei, unde s-au dus? Acum va fi scoși. În fața lui se întrebă de ce i-a bătut cuiul, pentru ce, ce rău a făcut. Atunci eu vă întreb pe voi, ce rău fac eu vouă aici? Și atunci de ce preotul m-a acuzat pe mine și striga la poliție? Arestați-l, ce credință a avut preotul? Era frică să pierde oameni. Cum? Că își pierde oamenii. Era invidios. Păi și așa-i tot. L-ați înțeles ce am zis? Se repete ce-a fost în 2000 de ani. N-ați auzit? Și așa-i pierde pe oameni, toți preoți. Și trec și ei pe sub mâna. Și atunci o pune capetele în jos și o striga, n-am știut. N-am știut cine ești. Dar câte lume le-a spus lor, cât de aici în care suntem aici, da, cât îi spune toate și nu vreau să creadă. Și ei zice că nu se poate. Nu vedeți, luați voi din satul ăsta, sunteți atâția, unii luați-o pe dealul ăsta după. Și niște care o vrea să spună, dar ce numai în asupra mea sunt satul ăsta tot. M-ar mâncau. Dar de ce nu știu? Cum? Acum 2000 de ani, rușine de păcatele lor. M-ar mâncau, dacă din satul ăsta m-ar mâncau. N-au curajul să și până în alte sate. Asta e în alte vecini, pe acolo. Vecini de repetă ce-a fost. M-ar mâncau. Nu știu de ce. Niciun profet nu e primit în țara lui. Uite, a fost când a murit tata lui preotul ăsta. Politână. Și a venit 15 preoți la tata lui. Și-a făcea slujba și care și-a făcea dacu. Și eram și eu în fața altarului acolo. Și m-au chemat ei toți preoți, 15 erau. Și a zis, nea Ioane, mai trebuie și nouă oameni. Și ce la dumneata vine oameni și la noi nu vine dumneata. Păi, am zis, noi ca preoți tineri și înțelepți, de ce vin la dumneata? Chemați-i voi, faceți voi, fiți credincioși voi că vin la voi, dacă vă aveți credință. Păi noi, oameni, suntem preoți, avem credință. Aveți credință numai pentru alte afaceri, dar nu pentru alte. Și aici înfrângea omul, vedeți?
și mai rău să ghișuia unul pe altul. Omul avea credință, nu? Păi da, să vede, să vede, să vede. Eu de ce spui de ei și de ce nu spune de mine? O întrebare aici. Merg, vede că merge, sau biserica s-a ridicat, s-a făcut și nu. Nu se gândește, mă, dar ce e cu omul ăsta, de poate să lucreze asta? Spune vreun, nu știu. De-aia vă spun vouă asta. Voi sunteți care la învierea sau la judecată, la venirea Mântuitorului. Voi m-ați vedea pe mine. Voi m-ați vedea cine era omul care stătea cu voi. Nu băgați de seamă, un om mic de statură stă între voi. Iată, n-a venit nici dinți. Iată, e bătrân. Iată, e mic de statură. Și nimeni nu poate să-l afle. Că dacă ați avea voi credință cu adevărat, ați luat pe deaua de la față și m-ați cunoaște. Vedeți câtă perdea aveți și nu puteți să mă vedeți. Dacă ați putea să mă vedeți, eu aștept de aici, de la voi, credința. Când o luat perdeaua de la față, mă vedeți. Atunci pot vedea, iată, tu ești care a grăit cineva și s-a primit toată bunul. Păi dacă noi nu facem, nu ne întoarcem la credință. Mergem acasă. Dacă bărbatul tău e mai rău, sau dacă soția ta e mai rea, sau dacă feciorul tău e mai rău, el înveți, nu vrea. Ai văzut ce spunea Mântuitorul, da? Adică la fiul risipitor, știți ce, nu? Care a fost. Și era vorba chiar de Mântuitor să vorbească. Risipitor, se numea Iisus Risipitor. A venit pe acest pământ și iată, a vândut tot, s-au dat toate și au petrecut aici, erau între omorârea lui și între averea lui. Așa era acest cuvânt. Și vedeți, după o vreme a petrecut, a luat moarte, a făcut și tot la Dumnezeu, la Tatăl lui s-a întors. Așa și noi trebuie să ne întoarcem. Să lăsăm toate ale noastre. Să nu ne bucurăm de bani, să nu ne bucurăm de avere, să nu ne bucurăm de... sau dacă ai pe cineva l-ai furat, să te bucuri de banii lui. Sau pe cineva dacă l-ai înșelat cu ceva, sau cu o casă, cum strigă o femeie, sau pe Târgu Mureș, sau alte. Și zice, am avut și am o fetiță și cineva, un om bogat, a zis, dă-mi mie banii, poate 100 de milioane, că te-a luat mai înainte, sau? Și a zis, dă-mi mie că-ți cumpăr eu casă. După ce că n-avea casă, după ce că n-avea avere sau strânsese și ia bani cu bani și a luat banii ăștia și nu-i mai dă nici ăsta înapoi. Vedeți câtă dragoste este om de către om. Dacă ai, ajută-l cu om. Dacă nu ai, nu-l ajuta. Nu am cu ce, dar te ajut cu un cuvânt. Asta este credința. Dacă noi a bătut cineva la poartă și îi spui mai repede că n-am. Vedeți lucrurile acestea. Eu vă zic vouă ceva. Un, zicem, rudar din ăștia. Știți ce e rudar, nu? A venit după la Câmpul Lung. Avea vreo 7-8 copii. A venit acum, poate,